Relaxați-vă nervii cu aceste lucruri ciudat de satisfăcătoare. Cred că putem fi de acord cu toții că ultimele luni au fost destul de stresante și tot ceea ce a creat anxietatea nu este bine pentru noi. Deci, pentru binele sănătății noastre, să ne așezăm și să ne relaxăm cu câteva priveliști satisfăcătoare care ne vor relaxa cu adevărat nervii. Ați dorit vreodată să vezi magia adevărată? Ei bine, acest videoclip ar putea fi următorul cel mai bun lucru. Crescând de acum, aceste incredibile time-lapse-uri ale unei imprimante 3D fac să pară că structura a răsărit de la sol. Fiecare strat al imprimării a fost fotografiat în momentul ciclului în care brațele și duzele mașinii sunt în afara vederii, făcând metoda să arate magică. Mișcările mașinii pot face ca procesul să pară la fel de fascinant, la fel ca acest videoclip care arată time-lapse-ul unui castel de imprimantă 3D care are peste un metru în lățime. Este nevoie de o anumită răbdare pentru a aștepta, în timp ce imprimanta 3D face asta, pentru că această imprimare a durat aproape 10 zile. Dacă ar mai fi lucrat încă 4 zile în plus, ar fi devenit un castel făcut în 2 săptămâni. După o zi lungă, realizând o structură rafinată, imprimantele 3D trebuie curățate cu atenție. Dar chiar și această parte a procesului poate fi relaxantă și foarte satisfăcătoare. După cum a demonstrat aici utilizatorul Reddit, Pats & Tans, care tocmai a folosit un material acid policatic pentru a imprima cu aceasta. Utilizatorul a lovit în timp ce firul decălcat era fierbinte, sau mai exact, a atras în timp ce materialul era încă flexibil. Încălzirea duzei în sus a însemnat că reditorul a fost mult mai ușor să scoată materialul afară și un fir imposibil de lung. Bate fierul cât e cald nu este doar o expresie, ci și o practică incredibilă, mai ales când aveți o bucată de metal de această dimensiune. Ceea ce vedeți este o tehnică numită forjare setată, un proces care crește diametrul unei componente metalice fierbinți prin comprimarea lungimilor sale. În acest caz se utilizează o presă hidraulică verticală pentru compactarea treptată a unității și stratul subțire de metal de pe exterior se sparge și se oxidează rapid, emanând scântei. Arta poate liniști mulți oameni, dar doar urmărirea configurării acestei incredibile instalații curcubeu este artă în sine. Această piesă se numește Plexus numărul 29 și este a artistului mix Gabriel Dav, pe care a expus-o la Muzeul de Artă al Universității Brigham Young în 2015. Folosind aproape 128 de kilometri de fire colorate, Gabriel și asistenții săi au țesut această instalație printr-o serie de cârlige în jurul camerei. Acest lucru a creat o rețea unificată de fire cunoscută sub numele de Plexus. Firul în sine nu a fost chiar drept, dar curbele pe care le puteți vedea sunt rezultatul modului în care culorile din șiruri se suprapun. Satisfacția nu a arătat niciodată atât de colorată. Dar acesta nu este singurul lucru pe care îl puteți face cu un fir. YouTuberul Ironic Ethan ajunge să taie bobine întregi de fire chiar pe mijloc, asta fiind și slujba lui, și arată la fel de satisfăcător pe cât pare. Cu kilometri de fire înfășurate strâns în jurul fiecărei bobine, capetele explodează spre exterior atunci când sunt tăiate de mașină, iar acestea se extind în straturi stratificate pufoase. Aruncați acum o privire la această pietricică găsită de Instagramerul Yorkshire Fossils. Din exterior s-ar putea să nu pară prea mult, dar deschizându-l dezvăluie o comoară, care are o vechime de aproximativ 180 de milioane de ani. Aceasta este o fosilă de amonit, de la coajă ca o spirală a unui cefalopodic antic, din epoca jurasică, fiind înrudit cu calamarul sau chiar și cu caracatița. Și mai fascinante sunt aceste fosile aurii, care se găsesc ocazional îngropate în mod natural în pirită sau aurul prostului și trec de la arăta așa la acest lustruit. Fie asta, fie amoniții aceștia jucau cel mai lung și mai amuzant joc de ascundere din lume. Ești unul dintre acei oameni cărora le place senzația de a deslipi stratul protector de plastic de pe ecrane noi? Și eu, dar am următoarea ta obsesie chiar aici. Uită-te cum mișcarea lină a acestui tip a reușit să dezlipească un strat perfect de gheață de pe această frunză uriașă. Dar cum se formează un strat de gheață atât de solid?
Uneori, aparițiile vremii ciudate, cum ar fi ploaia înghețată, pot lăsa peisaje întregi acoperite de gheață. Acest lucru se întâmplă când zăpada care cade sau grindina se topește în călătoria pe pământ după ce a călătorit printr-un buzunar de aer cald. Dacă picăturile intră în contact cu o suprafață de temperatură sub zero, ploaia reînghețată rapid într-un proces numit superrăcire, formând aceste straturi incredibile de gheață peste tot ceea ce ating. Dar frunzele nu sunt singurul lucru care creează matrițe de gheață perfecte. Uită-te la aceste mere fantomă perfect obsedante găsite într-o livadă din Michigan. Livada a fost lovită de ploi înghețate în februarie 2019, în timp ce temperatura a fost suficient de scăzută pentru a menține pielea înghețată a merelor fantomă. Merele adevărate din interior au început să putrezească și să alunece. Acest lucru se datorează faptului că merele se răcesc la aproximativ minus 2 grade, în timp ce apa îngheață la minus 0. Deci, când temperatura livezii a atins acel punct între cele două, de minus 1 grad, merele au început să se spargă, în timp ce gheața a rămas intactă. Când vine vorba de a asista la priveliști satisfăcătoare, unii oameni sunt exact la locul potrivit și în momentul potrivit, cum ar fi utilizatorul Reddit, BWV, care și-a scos telefonul la timp pentru a înregistra acest strat subțire de gheață, alunecând pe o bară de mână și pe măsură ce se topea în timp, aluneca de pe șină. Gheața ajunge la un punct în care este prea greu pentru a continua să avanseze fără sprijin și se oprește. Dar succesiunea rapidă a frânelor îl face să se simtă mai mult ca o mașină decât ca o forță a naturii. Apoi, din nou, cred că natura este cea mai mare mașină dintre toate. De obicei, cel mai bun lucru când te gândești la un tort este gustul, dar nu trebuie să gustați aceste prăjituri pentru a le aprecia. O singură privire și va fi suficient pentru a satisface pe oricine. Acest lucru se datorează faptului că acestea folosesc glazură în oglindă, un proces care folosește o glazură specifică de zahăr și gelatină pentru a crea o glazură atrăgătoare. Glazura se toarnă peste o prăjitură înghețată sau chiar răcită și se lasă să picure, răspândind culorile în amestecuri. Privind aceste imagini, nu poți simți că toate grijile tale se îndepărtează? Există mai mult decât un lucru dulce despre bomboanele tradiționale rock și una dintre cele mai dulci părți este modul în care sunt făcute. Odată ce amestecul pentru acest tratament zaharat a fost turnat și laminat într-o serie de țevi lungi, bomboanele se stabilesc și sunt gata de tăiat ca acest soi de la producătorii de bomboane Zuckerli Werkstatt. Cu o sincronizare expertă, mai multe țevi sunt echilibrate și tăiate manual în succesiune rapidă, făcând fiecare piesă de dimensiune similară, pregătită pentru ambalare. Eficiența nu a arătat niciodată atât de dulce. Unii oameni se pot lăuda cu posibilitatea de a desena un cerc perfect, dar asta nu este nimic în comparație cu așezarea unei sfere perfecte. Se știe de mult că găinile din întreaga lume produc aceste ouă strălucitoare sferice. Deși pot părea plăcute, ouăle sferice sunt asociate cu supraaglomerarea găinilor, stresate și nici nu sunt ideale pentru un cuib tipic, deoarece forma lor înseamnă că sunt mai predispuse să se rostogolească. Dar mă aștept, totuși, să iasă din aceste ouă niște pui perfect rotunzi. Este posibil să fi crezut că toate școlile sunt închise în timpul pandemiei, dar nu și aceasta. Acest fenomen incredibil, filmat de un utilizator TikTok, Agatha Jolie, arată o întreagă școală de pești urmărind o singură rață. Nu este clar de ce peștii urmăresc rața într-o manieră atât de uniformă, dar toți urmează un singur lider iubitor din cauza ierarhiei lor sociale. Simți vreodată că există o gaură în sufletul vostru care poate fi umplută doar de imagini perfect aranjate? Ei bine, după ce ați parcurs contul utilizatorului de Instagram, WitHenry, puteți spune că acea gaură a fost umplută. Numele său adevărat este Adam Hillman, acest autoproclamat aranjator de obiecte, și organizează cu măestrie obiecte de zi cu zi în imagini imposibil de plăcute. Piesele sale variază de la afișaje colorate din agrafe și aranjamente făcute din zaruri curcubeu până la geometria bobului de jeleu și mozaicul din scorbitori. Dar unele dintre cele mai plăcute și cele mai intrinsece lucrări ale sale provin din aventurile sale cu fructele. Ca aici, când a folosit straturile de portocale pentru a crea iluzia de cuburi geometrice tăiate perfect
sau aici, unde a folosit diferite tipuri de mere pentru a face această placă fascinantă de culoare. Și sincer, nu cred că am văzut ceva mai fascinant în viața mea. Acum, să te joci cu nisip poate fi incredibil de distractiv, dar ți-ai imaginat vreodată că aranjarea acestui nisip ar putea fi la fel de plin de satisfacții? Nu vă faceți griji, senzația de calm pe care o experimentați este complet normală. Aranjamentul nisipului în acest mod este de fapt folosit la crearea grădinilor de stâncă japoneze sau grădinilor zen, deoarece acestea sunt uneori cunoscute în mod adecvat și modelele sunt menite să imite apa, în timp ce pietrele mai mari reprezintă munții. Călugării zen folosesc ocazional acest tipar de greblare ca un fel de meditație în mișcare. Deci se pare că răspunsurile la iluminare ar putea sta în nisipul dumneavoastră din apropiere. Ați văzut vreodată un obiect cu un model complex cu imprimeu de marmură și v-ați întrebat cum a fost pictat? În unele cazuri, răspunsul este mai simplu și mai satisfăcător decât ați putea crede. Acesta este un proces numit scufundare hidro, care implică stratificarea vopselei deasupra unui rezervor plin cu apă. Înainte ca vopseaua să se seteze cu un articol ca această chitară, este aruncat încet în apă, transferând vopseaua pe ea. Deși pare magie, este într-adevăr un proces simplu permis de faptul că tensiunea superficială a apei menține modelul în poziție, permițându-i să se curbeze în jurul oricărei forme. Într-o abordare ușor diferită, în locul vopselei pot fi folosite pelicule solubile în apă, tipărite special. Aceste amprente se dizolvă pe suprafața apei, gata pentru acoperire, oferind obiectelor precum acest capac de acoperire un aspect decorat. Se pare că relaxarea vine acum într-o cadă mare, cu apă și vopsea. Există câteva lucruri mai pline de satisfacții decât vizionarea sticlei fierbinți răsucite și îndoite într-o formă. Iar acest videoclip de la studiourile Victrix din New York demonstrează asta. Cu o precizie absolută, acești artiști din sticlă înfășoară o globulă de sticlă fierbinte topită care va fi ajuns la aproximativ 1000 de grade Celsius, care rulează constant și mută baza principală de sticlă pentru a împiedica gravitația să o lasă să cadă. Iar căldura noii sticle este suficient pentru a contopi cele două secțiuni împreună în timp ce se rotesc. Odată ce toate componentele principale sunt adăugate, sculptura apoi reîncălzită și îndoită în formă, creând acest produs incredibil pe care suflătorii de sticlă Victrix îl numesc Hiki. Sincer, probabil aș cumpăra unul dintre acestea doar pentru a urmări din nou acest proces.